Eu sunt Franț, IFI Studios, iar astăzi v-am pregătit o emisiune specială, una care îmbină sportul cu parentingul. Asta ca să vedeți că se poate prioritiza și mișcarea în program pe lângă toate celelalte. Lăsați scuzele deoparte că nu ne țin de cald. Alături de noi, în câteva momente, va fi Dan Cruceru, om de televiziune care, în online, se ocupă de arta de a crește și a educa un copil, adică parenting. Veți descoperi care este programul său sportiv și de ce nu-i place să alerge, când se joacă solitaire și ce ar alege între o cină alături de soție sau pătrățele pe abdomen. Totodată vom descoperi și care sunt obiceiurile culinare, sănătoase sau mai puțin sănătoase. La un moment dat n-am putut să mă abțin și a trebuit să-i ridic puțin mingea la fileu și l-am întrebat dacă părinții care fac sport devin exemple pentru copiii săi. Ce a urmat? A urmat răspunsul unui bărbat asumat, adică așa cum ar trebui să fie orice bărbat care își iubește familia. Hai să-i dăm startul în 3, 2, 1... Chiar și cartofi prăjiți la micul dejun! Cel mai scump vin pe care l-am băut într-o gașcă la terasă a fost 22 de euro. Consider că dacă vrei să ai succes ca antreprenor, trebuie să muncești enorm. Salutare, salutare oameni buni, sunt Dan Cruceru, depinde de cercul vostru de interes. Unii mă știți de la sezonul 1 Survivor, am avut onoarea să-l prezint, alții mă știți din zona de online parenting și anume de pe Taticul, fac tot felul de trăznăi. Astăzi sunt într-o ipostază inedită, dacă vreți, sunt la iFit Studios și discutăm despre ceva ce m-am apucat acum la bătrânețe, despre foarte mult sport, despre sală, despre rutina zilnică, pentru că am ajuns la 40 și puțin de ani să merg zilnic la sală. În tinerețe recunosc că eram mai mare fan al cărților decât al fiarelor, dar acum, cumva, odată cu înaintarea în vârstă, mi-am dat seama că al meu corp are nevoie de susținere. Da, nu mai merge pur și simplu să arăți bine sau decent fără să faci eforturi. Și atunci m-am apucat de sală, iar astăzi cu Franț vom discuta despre această rutină și, dacă vezi, va fi și un îndemn pentru cei de vârsta mea să-și găsească timp, să aibă grijă și de ei. Nu trebuie neapărat să ajungi în stadiul în care pui mușchi pe tine, să cucerești lumea. Nu cred că la 40 de ani mai ai ceva de demonstrat neapărat cuiva. Nu trebuie să îți mai dorești să impresionezi pe cineva, ci doar să ai grijă de tine. Și asta este foarte important, pentru că, băi, oameni buni, începem să scârțim, sincer, da? Burtica se depune mult mai repede, nu mai merge doar cu puțină foame și plimbată pe jos câțiva kilometri, nu mai merge doar cu gimnastica făcută cu cei mici acasă, e nevoie de susținere. Iar eu am ajuns cumva, dacă vreți, în stadiul în care îmi place la sală. Da, merg la sală de 5 ori pe săptămână, de luni până vineri. Pare foarte mult, dar mi-am făcut o rutină în care dimineața duc cei doi copii la școală și grădiniță, apoi mă îndrept spre birou, doar că până la birou mă opresc la sală. Mi-am dat seama că decât să stau 2 ore în trafic din Militari până pe Ștefan cel Mare, mai bine mă opresc o oră undeva în zona Grozăvești, la sală. Și a început să-mi placă. Evident, în primele sesiuni era foarte greu, eram foarte anchilozat. E și o problemă de postură, dacă vreți. Poți face exerciții zilnic prin care pur și simplu să te îndrepți. Da? Una este să stai așa, lucrăm foarte mult la calculator și evident ne aplecăm, și alta este să ajungi să stai în poziția asta. Da? Și sunt tot felul de exerciții pe care un antrenor bun vi le poate arăta. Nu trebuie să ajungi să cari sute de kilograme la sală. Multe dintre exercițiile pe care le fac eu sunt cu greutatea propriului corp. Și am ajuns în stadiul în care acum am 3 ședințe cu antrenor personal și 2 în care fac doar cardio. Bătrânește așa, merg pe bandă, marțea și joia, cam 10 km. Merg, da? Repet, nu-i alerg, nu-mi forțez genunchii, pur și simplu merg în pantă și reușesc să consum, după vreo oră de mers dintre asta, vreo 1000 de calorii. Sunt multe,
important este că ies, nu intră, da? Am ajuns în stadiul în care, după ce consum chestiile astea, practic îmi asigur șansa de a putea mânca ce vreau eu în timpul zilei, da? Bine, ok, nu chiar ce vrei, dar practic nu e nevoie să stau la vreo cură, nu trebuie să fac foame, da? Și ajung seara acasă, pot să-mi permit un pahar cu vin, pot să-mi permit chiar și o pizza, nu se depune, da? Și ca o concluzie, după un an de zile de astfel de antrenamente, cred că sunt, fără modestie, în cea mai bună formă fizică în care am fost vreodată, da? Nu la 20, nu la 30, ci la 40 și puțin. Aproape, dacă m-aș mai abține din anumite abuzuri gastronomice, aș putea să ajung să am pătrățele pe abdomen. Dar asta, cum spuneam, n-am nimic de demonstrat nimănui. Cine mă place, mă place așa cum sunt. Și nu consider neapărat că voi ajunge în stadiul ăla în care să-mi doresc pătrățele. Prefer mai degrabă o cină romantică cu soția decât foamea seara. Da, hai să aprofundăm puțin. Hai că am vorbit o grămadă, hai! Auzi, frățiorul, dedică-te. Ce? Schimbă decorul, implică-te. Alungă snorul, ridică-te. Am un secret ca să strângi la maxi clipele. Da, te pregătești, să înțeleg, să mergi la anumite mai des? Să știi că îmi place mai degrabă marea, dar am ajuns să petrec mult timp pe bandă, în pantă așa, din mai multe motive. Pe de o parte, în urmă cu aproape 2 ani, am avut ceva probleme medicale, o hernie abdominală și am avut interdicție de a mai alerga vreo câteva luni bune. Și ușor, ușor am descoperit mersul în pantă. Și a început să-mi placă. Îți spuneam că stau mai bine de o oră pe bandă, de două ori pe săptămână, îmi pun căștile în urechi și bătrânește, joc soliter. Deci pe cuvânt. Îmi dă o stare de bine toată nebunia asta. Sunt doar eu cu mine și cu cărțile alea. Bine, joc niște un soliter mai complicat, dar reușește să mă captiveze de fiecare dată. Cumva, cu sportul sunt prieten de mult timp, dar nu l-am dus în zona de sală, da? Am făcut liceul militar. De asta nu prea îmi place să alerg, pentru că am alergat 4 ani de zile în liceu, de m-au sărit ochii. Și în fiecare dimineață, ba chiar de mai multe ori, am făcut handbal de performanță, plecând din clasa a 7-a până între a 12-a. Multe antrenamente, dar, cum spuneam, nu sală în interior, ci competiții sportive. Te ajută mersul pe bandă să intri într-o stare meditativă, cumva? Să te relaxezi un pic? Da, să știi că despre asta este vorba, da? Cu căștile pe urechi, cu muzica mea, pe banda mea, îmi găsesc liniștea, știi? Sunt 2 ore pe săptămână în care sunt eu cu mine și nu mă gândesc la nimic, știi? Pur și simplu, stau așa. Cât avem aici? 6. Mă duc la un 10. Cu 8, cam așa. Știi? Cam ăsta este ritmul. Da? Cam așa. E, aici la 8 deja mă duc să alerg. Nu, uite că nu știu banda. 6. Da? Ăsta este ritmul. Deci pac, de obicei pac, cu 6 și cam cât timp? 8-10. Panta. 8-10 înclinație și cam cât timp îți place să petreci? O oră, o oră și jumătate. Depinde de timpul pe care l-am. Am înțeles. Ai avut anumite interdicții în ultima perioadă și te-ai ferit de bicicletă, ca dracu de tâmâie, probabil. Dar ce părere ai despre sportul pe bicicletă? Eu îl văd, cel puțin zona mea de interes e cea în care îi implic și pe copii și plimbările în natură pe bicicletă, jos pălăria, chiar îmi plac foarte mult. La un moment dat, în urmă cu foarte mulți ani, am rămas fără permis timp de o lună. Neacordare de prioritate, deci n-a fost vorba despre viteză.
Și lucram la Prima TV pe vremea respectivă, stăteam cu casa la vreo 3 km distanță de muncă și am zis să-mi iau o bicicletă. Dar ce bicicletă să-mi iau, astfel încât să încapă și în viitor într-un portbagaj. Și m-am luat o bicicletă dintre asta pliabilă, o bicicletă însă cu roțile foarte mici. Băi, nene, și o lună de zile, în fiecare zi, m-am dus cu bicicleta la muncă. Doar că, până la Prima TV, la momentul respectiv, trebuia să urc un deal. Mal, naibii deal, cu bicicleta mea cu roțile foarte mici. Jur, ce ard 1000 de calorii pe bandă, cred că acolo ardeam mult mai mult într-un timp mult mai scurt. Greu de tot. De multe ori ajungeam cu febră musculară la muncă. Și transpirat, ceea ce e o problemă. Da. Deci ai recomanda în antrenamentul pe bicicletă, poate intervale cu greutate cât mai mare? Clar. Adică aici eu aș... Nu sunt genul de om care să dea sfaturi într-o zonă în care nu se pricepe. Și atunci recomandarea mea unică ar fi mai degrabă să ascultați antrenorul, să vă găsiți un antrenor bun, care să știe meserie și care să vă dea încredere că sfaturile lui sunt competente și să-l ascultați. Adică eu am antrenor, nu-mi fac grija a ce exerciții să fac și nici sincer mi se pare că sunt foarte ocupat, iar chipul meu deja este foarte încărcat cu o grămadă de informații, nu vreau să-mi bat capul și mai tare să învăț ce să fac la sală. Îl am pe el, îmi spune și cu asta basta. Bun, deci să ai un antrenor te ajută și să te relaxezi, să te focusezi mai mult pe... Și te ajută foarte mult să vii la sală. Din punctul meu de vedere, asta este principala calitate a antrenorului, că te sună și zice pe românește că trebuie să muncești și pui mâna și vii, măcar de obrazul lui. Cam câte luni durează până când devine obicei lifestyle-ul ăsta de a merge la sală? Cred că după vreo 6 luni am început să simt bucuria de a ajunge în sală și mai ales pe bandă. Fără să primești telefoane? Nu, stai liniștit. Au venit telefoanele de fiecare dată. Adică domnul Ghiță, din întâmplare, el este un fost concurent al sezonului 1 Survivor și ne-am împrietenit după aia. Sala unde merg este foarte aproape de casă, cumva, este în drumul meu și casă, și birou, și școala copiilor. Și el lucrează acolo. Și s-a legat așa o prietenie, mă sună în fiecare seară, da? Ce faci, mâine vii, da? Gata, șeful, vin. Păi. Da, de obicei bărbații urăsc antrenamentul de picioare. Da, tu crezi că eu fac excepție sau nu înțeleg? Da, o spun solemn, urăsc să fac antrenamente de picioare. Mai ales că nu sunt un fan al pantalonilor scurți, toată viața mea fiind o persoană care a activat destul de mult în zone extrem de serioase ale televiziunii, preferam pantalonii lungi și acum, da? Nu sunt în pantaloni scurți sau pantalonii de costum. Iar la Survivor am stat în pantaloni scurți că nu se mai putea, asta e, dar tot nu-mi place să fac picioare. Și acum tu mă pui să fac picioare. Bun. Ce facem? Genuflexiuni, nu? Păi ce? Uite. Hop! Spatele foarte drept. Mă pune și ghița meu, mai ales vinerea când mă prinde, facem picioare. Și eu îi zic, bine, facem picioare, dar și un pic de abdomen, și un pic de altceva, nu... Hop! Picioarele așa, dar cât mai drepte, atenție, foarte... Și spatele cât mai drept, mai jos, mă țin puțin pantalonii ăștia. Deci nu pot să fac. Ți-am zis, la Survivor i-am folosit cel mai mult, pentru că în timpul competiției, concurenții alargă pe traseu, dar și prezentatorul alargă lângă ei. Și dacă un concurent face traseul de câteva ori, pe margine, prezentatorul alargă de 19 ori, de exemplu, da? Pentru că trebuia să fii foarte aproape, să vezi și să comentezi în timpul ăsta și trebuia să ai o condiție fizică foarte bună. Da. Spune-mi ce mai faci în ceea ce privește picioarele la legs day, faci genuflexiuni, fandări poate? Fandări sunt alea cu mersul ăsta, nu? Hop! Da. Da, și după aia
Așa, ia uite, deja s-a contractat dintr-o singură mișcare. Bine, vin și după banda de astăzi, cei 10 km, și atunci se simte imediat. Cu tot felul de aparate, nu știu cum se numesc, tu să-mi spui. Dar ți-am zis că am un antrenor care e mai ceva ca o soacră. Mă întrebai la început cine e mai atent la activitatea mea în viață, soacra sau soția, nu, antrenor. Hai că am ajuns și în genunchi în sala de sport, în fața voastră. Franț mă pune acum să fac flotări. Fac destul de des, depinde de antrenament. Aici e foarte important ca întregul corp să fie perfect întins și încordat. Abdomenul încordat. Acum nu mai am vârsta în care să zic că mă duc în club și trebuie să fac piept înainte, astfel încât să impresionez pe cineva. Să știi că mai mergem în club, deși depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi un puștan de 20, îți spune că sunt boșoroc deja. Eu nu mă simt, iată. Dar pentru mine pieptul este important, dar din alt motiv. Pur și simplu postura ta, cămașa după aia, totul stă altfel. Știi? Și clar, piept, brațe, orice bărbat preferă să le facă. Să ții copiii sau nevasta la piept, nu? Bineînțeles, adică... Chiar că ești protector. Să vezi seara, facem... trânte, mai ales cu ăsta mic de 3 ani, este ceva, e un luptător în continuu și avem tot felul de dueluri prin casă. Și seara înainte de culcare îi duc în cameră, îi iau pe amândoi așa și urc câteva trepte bune. Și e nevoie de forță pentru asta, îți dai seama. Ai spune că, ca și părinte, ești un exemplu pentru copiii care, crescând cu tine așa sportiv, își doresc și ei să fie la nivelul ăsta? Asta a intrat pe zona mea de care îmi place mie cel mai mult. Cred că tatăl este cel mai important exemplu masculin din viața copiilor lor. Este primul exemplu masculin și apoi devine cel mai important. Evident, dacă este acolo. Și copiii învață de la tată, pe de o parte, să fie eleganți, să aibă grijă de mama lor. Dacă este fată, învață să nu accepte mojicine. Dacă este băiat, învață să fie galant cu o femeie. Dar evident depinde de tată. Dacă tatăl ajunge acasă, nu face altceva decât să dea drumul la televizor, să-și toarne una, două, 10 beri și eventual să înceapă să țipe la soție că nu i-a gătit nu știu ce, Doamne ferește să-i mai dea și o palmă peste față, copiii ăia nu vor avea un exemplu bun în familie și la maturitate o fetiță va accepta să fie umilită de un potențial soț, iar un băiat va face aceleași mojicii pe care le face tatălui. Și atunci, da, sunt destul de atent la chestiile astea. Acum nu sunt perfect, mă mai enervez și eu, inclusiv pe copii, dar întotdeauna am grijă să nu escaladeze povestea. De exemplu, la fiică mi-a înțipat o singură dată și are 10 ani, pentru că a spart un pahar. Copilul a fost atât de traumatizat pentru un țipăt care a durat 2 secunde, încât de Crăciunul acela, ea și-a scris în scrisoarea către Moș Crăciun că își dorește să-i aducă un set de pahare noi. Uitați-vă la mine că asta e o chestie extrem de serioasă. Am glumit până acum, am discutat relaxat, dar când un copil trece în scrisoarea pentru Moș Crăciun să-i aducă paharul pe care ea l-a spart, imaginați-vă ce traumă am putut eu să fac printr-un țipăt de 2 secunde. Și am zis, în viața vieților mele nu o să mai repet greșeala asta. Iar în privința sportului, să revin la întrebarea ta, da, fiica mea are 10 ani, este mare, face balet de la 3 ani și jumătate, face not. Sper că nu te-a văzut pe tine făcând balet, nu? Nu m-am văzut pe mine făcând balet.
face în not. Acum va relua cursurile de not. A avut o perioadă în care a lucrat foarte, foarte mult și chiar pe rezistență în notă mai bine ca mine. Iar Dan Cristian, băiețelul, de acum intenționăm să-l dăm la tot felul de sporturi. Nu neapărat de performanță. Dacă vor avea talent cu adevărat și vor vrea să muncească, Doamne ajută, este binevenită performanța, dar în primul rând gândurile mele în privința sportului sunt legate de a le deschide uși copiilor, să le arătăm mai multe opțiuni din care ei să aleagă, să se simtă bine, pentru că sportul e foarte important. Coordonare, mișcare, eviți problemele de greutate. În același timp, dacă e un sport de echipă, înveți să socializezi, înveți rigorile unei echipe, înveți să fii darnic, să fii generos. Da? Trebuie să, ca o echipă să câștige, trebuie să lucreze toți din echipa respectivă, nu doar individual. De aceea, da, sportul este foarte important pentru copii. Atenție, pentru că la nivelul societății începem să luăm razna de tot cu greutatea. Începem să avem niște statistici destul de urâte în privința obezității la copii. Suntem în locurile alea fruntașe din Uniunea Europeană. Factorii sunt mulți, clar, de la mâncarea proastă, lipsa culturii în privința alimentației, ok. Dar în același timp există și un factor pe care noi îl putem manipula foarte ușor. Ține de a scoate copilul din casă. Scoate copilul din casă, nu-l mai lăsa cu ochii în televizor, nu-l mai lăsa cu ochii pe tablete și pe telefoane ore în șir, mai ales că vine vara, merită afară, afară, vrei, nu vrei, ieși afară, hai, mergem împreună, n-ai gașcă, mergem noi, hai, dăm două ture de stadion, ne plimbăm prin parc, jucăm un fotbal, hai. Dar ce-i secretul este foarte, ține foarte mult de părinte, trebuie să te implici. Deci e un cerc vicios, cumva. Da, dar trebuie să-l rupi cumva. Este un cerc vicios, dar trebuie să-l rupi cumva. Asta dacă îți prețuiești copilul, dacă îl iubești și dacă vrei să devină un adult mișto. Și mai e o întrebare acum. Oare părintele un adult mișto astfel încât și copilul să devină? Acum, na. Dacă ție îți place de tine când te uiți în oglindă, atunci ok. Cred că ăsta este criteriul după care trebuie să ne evaluăm viața, da? Și dacă suntem mișto sau nu. Cât de mult respect, cât de mult te iubești tu când te uiți în oglindă, da? N-am nimic cu opțiunile fiecăruia de a avea kilograme în plus sau nu. N-aș face o tragedie din faptul că unii nu trec pe la sală neapărat, dar sunt convins că mulți dintre cei care nu trec pe la sală nu sunt, n-au stare de bine prea bună. Nu sunt fericiți aproape niciodată, sunt cu moralul la pământ de multe ori, se uită în oglindă și clar nu se iubesc. Tocmai de aceea, iată o variantă. Antrenamentul la sală poate fi o variantă prin care să-ți crești stima de sine. Care este relația ta cu TRX-ul? Că am văzut că te-ai îndreptat spre el, ai început să lucrezi. Relația mea cu TRX-ul este de tatonare, așa. Suntem la începuturi. Îl folosesc tot de gura antrenorului în anumite exerciții. Cu unele deja m-am împrietenit. Adică astea așa sunt destul de ușoare, dar mai sunt unele aici așa care sunt mult mai complicate și implică și mai mulți mușchi. Am ajuns, știi, faci exerciții cu greutatea corpului, știi? Doar că eu am ajuns pe la 90 de kilograme și e un pic mai greu ca la 85 sau la 80. Am pus și masă musculară, dar recunosc și ceva grăsime. În urmă cu vreo 6-8 luni, ajunsesem pe la 85 de kilograme. Aceea este greutatea la care mă simt eu cel mai bine. Și procentul de grăsime din corp era pe la 13%.
Acum sunt pe la 20% în zona asta, dar într-adevăr am pus și masă musculară pe brațe, umeri, spate. Nu mă simt pregătit să îmi tai lucrurile care mă bucură din punct de vedere alimentar, dar într-adevăr, ca să dai jos din greutate, e nevoie și de puține restricții alimentare. Depinde de unde pleci. Zi-mi, te rog, care e grupa ta preferată de mușchi? Spatele, picioarele, brațele, umerii? Cred că toată zona asta superioară, ca orice bărbat, ca orice bărbat, cred că preferă exercițiile de brațe și de piept, ce mai mult. Dar și flotările, adică flotările mi se pare că le poți face oricând acasă, fără să fie nevoie neapărat să mergi la o sală. Făceam și în Dominicană și de când mă știu, flotări și abdomene, fără număr. Deci la Survivor tu te și antrenai în paralel de flotări? Da, în fiecare zi, pentru că ți-am zis, aveai nevoie de o condiție fizică foarte bună, pe de o parte pe zona de picioare, pe de altă parte pe zona pectorală și abdominală, pentru că țipam foarte mult și aveam nevoie de puternic cutia toracică. Da, și ajunsesem, eram bine, de așa, pentru 40 mei. Spune-mi, Dan, pentru biceps, care este exercițiul tău preferat? Uite, ăsta este unul dintre exercițiile care îmi plac. Ce să fac? Sunt bărbat tipic până la urmă, da? Să umflăm bicepsul, doar că eu îl folosesc pentru a căra copiii și nu pentru a impresiona vreo duduie. De altfel, atunci când am cunoscut-o pe soția mea, eram simpaticuți, zice ea, dar eram un slăbănog. Adică, nu, n-aveam nimic de genul ăsta. De câte ori pe săptămână lucrezi bicepsi? O dată. Da. Și dacă n-ai motivație în ziua respectivă, ce faci să te convingi? Îl pun pe ghi. Pui soacra să... Pun soacra să urle la mine. Deci am blaga, zicea, veșnicia s-a născut la sat, l-aș spune că s-a născut în plank. Tu ce spui? S-a născut în plank. Uite, ăsta este un exercițiu pe care îl poți face fără nicio problemă acasă. Da? Dacă vrei, îl poți combina. Ăsta e un plank simplu, corpul foarte bine tensionat, abdomenul încordat. Și de aici ai tot felul de variațiuni pe temă, ori ridicat de mâini, nu știu, întinzi, te întorci după o sticlă cu apă și tot felul. Și stai cât rezici de mult. Da, de la ce vine numele ăsta? De la plâng? De la plâng, da. Este clar că exercițiile pentru abdomen sunt cu multe bocete. Tot ce ține de izometrie, de altfel. Da, da, da. De câte ori îți place să te antrenezi cu acest exercițiu venit din iarnă? Cam la fiecare sfârșit de antrenament bag câteva abdomene. Știi? De ordinul zecilor depinde, sau chiar spre sute. Ieri am avut 200 de abdomene în serii de câte 20-25 de bucăți. Și la sfârșit, și izometric. Da, la sfârșit. La sfârșit izometric. Și foarte important, stretching. Asta, uite, despre asta n-am discutat deloc. Trebuie să-ți întinzi mușchii cât mai mult după aia și sunt tot felul de exerciții destul de simple. Da. Uite, de exemplu... Care e preferatul tău? Ca o paranteză, știi că sunt mulți bărbați care refuză categorii stretching, spun că e de femei. Băi, nici mie nu-mi place, să ne înțelegem. Dar, uite, de exemplu, ăsta, la început, nici nu puteam să-mi țin călcâiele pe sol, da? Și acum am ajuns în stadiul în care pot să mă las foarte, foarte bine. Sunt multe pe care le poți face, ia, din lateral. Asta e simplu. Da, cât mai bine. Și te întinzi, și te întinzi, și dacă reușești să ajungi cu capul pe genunchi, e mare lucru, da? Hop. Ia, uite, mi s-a pus încă cel de la abdomen. Da. Păi contracturile pe spate, pe brațe, pe oriunde,
Nu le poți scoate foarte ușor. Ajungi la masaj după aia sau mai rău, la dureri nasoale că nu poți să te dai în jos din pat. Stretching iar pe brațe aici, știi? Pe două. Poți face, uite, adaptezi un pic. Cât mai mult să te împinzi, să întinzi dorsalii. Cardio sau forță, prefer. Acum, cardio. Recunosc. Că vine vara. Da, nu, pur și simplu, nu, dar pe banda mea, acolo, cu căștile mele, pe muzica mea și cu soliterul meu, Klondike. Multe repetări cu greutate mică sau puține repetări cu greutate mare? Greutate mică, pentru că nu vrei să forțezi nimic, să rupi ceva, să faci vreun întors. Picioare sau partea superioară? Care este grupa preferată pe care o apreciezi la Ah. Ai grijă că la întrebările astea, în funcție de ce răspuns îți dau, iau bătaia acasă, știi? Nu, glumesc. Din punct de vedere fizic, nu știu, cred că e vorba de o constituție pe ansamblu. N-aș spune doar fundul sau doar picioarele sau... A venit și momentul adevărului. Așa. Știi și tu foarte bine, 70-80% este nutriție în procesul ăsta de transformare corporală. Ce poți spune despre frigiderul tău? Frigiderul meu e aici, știi, de asta n-am pătrețele pe abdomen, că sport fac foarte mult. Sunt pofticios. Sunt pofticios și sunt pofticios mai ales cu carbohidrați. Zi-mi câteva pofte de-astea nasoale. Paste. Maica mea face cele mai tari paste din lume și aș mânca dimineața la prânz și seara. Purcelul. Fac niște fripturi de porc eu însumi pe grătar cu baițuri. Păi să vorbim despre asta, să le facem oamenilor poftă. Cu baițuri, cu tot. Pua! Le pun din aia la marinat, cu o noapte înainte de a le pune pe jar. Cu baiți de mentă. Sau ăsta cu usturoi, eu știți. Sau coastele de porc, dar făcute cu așa, după aia le pui pe grătar și le dai cu sos făcut din magiun de prune. Înțelegeți de ce n-am abdomen? N-am pătrețele? Să știi că dulciurile mai puțin. Când mă ia câte o poftă, mănânc o ciocolată întreagă. Dar dacă mă pui să aleg între dulce și sărat, voi alege săratul întotdeauna. Și aici iar e o problemă. Îmi place sărunței seara. Alune, solicele, semințe, tot fel de nebunii. Și se văd imediat. Ai spune că ceea ce ne strică de obicei dieta este cantitatea? Să adesea mâncăm mult mai mult decât ar trebui. Poate nu mâncăm neapărat greșit, dar mai mult. Ca să dai jos din kilograme, trebuie să fii atent la ce mănânci și în același timp să nu te ridici de la masă sătul. Da? Am avut o perioadă în care o luasem razna cu kilogramele și chiar m-am băgat pe niște diete, inclusiv cu meniuri pregătite dinainte și îți veneau dimineața. Sunt tot felul de firme. Și am slăbit 7 kg în 2 săptămâni, da? Spectaculos, fără a face foamea, dar fără a mă ridica sătul de la masă vreodată. Aveam chiar 5 mese pe zi, dar nu simțeam niciodată că n-aș mai mânca după fiecare masă, da? Că eram prea plin. Ce foarte important, clar, alimentația, uite cum spuneai și tu, mai ales abdomenul, îl faci din frigider întâi și după aia. La ce oră ții micul dejun? Micul dejun, uite, și aici o problemă. Pentru că micul dejun de obicei este în carbohidrați, pâine cu sandwich-uri pe care mi le face soția repede. Pentru că noi plecăm, eu plec cu copiii undeva la 7:30 spre școală. Și atunci mănânc pe drum. Când suntem acasă sâmbătă duminica, ne trezim și noi mai târziu și mâncăm 10, pe la ora 10. Punem un mic dejun la care poftești. Ouăle Benedict cu un pic de sos de muștar deasupra, sparanghel, sunt înnebunit după sparanghel și avocado, iar îmi place salata de avocado cu roșii și cu puțină ceapă.
mi se pare genială, dimineața, la prânz și seara. Astea sunt lucrurile care îmi plac foarte mult și care, zic eu, țin și cu dieta, dacă vrei, cu controlul greutății. Dacă o dăm după aia în chestiile de care, pe care n-ai voie să le mănânci de fiecare dată, la mic dejun, îmi plac baconul și cârnații prăjiți. Păi știți voi, la restaurante, la hoteluri, dimineața, la micul dejun, ne plin de ele. Și ce? Și e foarte mișto în Franța că ai șampanie la micul dejun. Mi se pare foarte cool chestia asta. Dacă tot ești în vacanță, de ce trebuie să eviți un pahar cu bule? Nu te rog, trebuie obiceiuri nocive de care vreau să stai la noi. Să nu mai mănânc ronțăieli, fără popcorn seara, fără alune și fără nebunii din asta. Practic să ajung să-mi placă morcovii, castraveții, conopida, pe care le folosesc ca să înlocuiască ronțăielile, pentru că mă iau niște pofte câteodată. Doi, să nu mai îmi placă purcelul și să-mi placă mai mult pieptul de pui. Și trei, la partea de dulce, aș putea spune că ar fi bine să mănânc mai puțină ciocolată, deși nu consider că mănânc multă, decât doar în șocuri dintre alea, așa. Când mă apuc, mănânc o ciocolată întreagă sau o cutie întreagă de înghețată. Dar hai să zicem că acolo ar trebui să tai măcar la jumătate. Atât. Mi-ajunge restul, îmi pare rău, le țin în continuare pentru că altfel ar însemna să nu mai trăiesc. Viața e pustiu, fără ciocolată, fără dulce, fără un pahar de vin bun, un prosecco, o șampanie și fără o mâncare dintre aia adevărată. Deci, din când în când, mai facem și excese, dar să nu devină abuz. Ce mi imaginez să nu existe vreodată? Legumele, mănânc destul de multe și lângă frigider, în cămară, pastele. Facem așa un mic exercițiu de imaginație. Ai avut o zi plină, ai avut o zi stresantă, ai avut o zi în care ai făcut și un antrenament greu la sală, ești și supărat și nemâncat că de dimineață. Spre ce te îndrepți din punct de vedere culinar? Clar, m-aș duce către pastele Maicării. Îmi pare rău, este live motivul vlogului. Ai motive soția să se îngrijoreze? De ce? Că tot pastele? La mama găsește rezolvarea soției? Băi, nu, să știi că maica mea gătește extraordinar, iar soția mea este o tipă foarte deșteaptă și foarte practică. A zis așa, avem doi copii, eu am carieră, avem o casă măricică și eu zic ca mama ta să se mute cu noi, astfel încât să ne ajute. Și soția mea nu s-a mai atins de aragaz de vreo 2 ani de zile de când s-a mutat mama la noi, decât ocazional, hai să nu fiu chiar așa. În rest, mama este cea care gătește și poate că și ăsta e un lucru care duce la lipsa abdomenului, da? La lipsa pătrețelor de pe abdomen, pentru că mama gătește italienește foarte bine, dar în același timp gătește și clasic românește. Mamă, să vezi, atunci niște cartofi. Deci, când are ea poftă de niște cartofi prăjiți ca în Moldova, cu litri de usturoi, ca de mușdei de usturoi, e mare deranj în casă. Ăla poate fi la această seară un test relațional. Păi nu, că mâncăm toți, nu e. Deci, tu nu înțelegi că noi ne înțelegem foarte, foarte bine în casă. Adică dacă unul mănâncă ceapă, mănâncă și celălalt. Nu avem conflicte pe mâncare. Deci, de... n-ai vizitatorii. Nu. N-avem conflicte pe mâncare decât dacă trebuie să împărțim. Dar dacă are fiecare dintre noi la fel, e ok. Dacă avem un cartof prăjit pe care trebuie să-l împărțim, acolo este. Chestia asta mă face să mă întreb dacă această pace între soacră și soție este atât de benefică ție.
Băi, să știi că mi-e bine. Mi-e bine. Ele o cultivă, nu-ți imagina că sunt ca două pisici, ci sunt ca șoarețele și pisica. Dar o cultivă pentru că suntem oameni maturi cu toții, înțelegem că avem nevoie unii de alții și trebuie să mergem mai departe. Da, băi, nu știu, cu six-pack-ul ăsta, nu știu, ți-am zis, în afară de six-pack-ul de la bere, n-am auzit, la mine niciodată n-a fost cu pătrățele pe abdomen, nici măcar când aveam 20 de ani. Da, am copii, le dau câte un marker la fiecare și treceți, mă, să desenați pe abdomenul meu six-pack-ul, nu? Cam atât despre rutina mea zilnică în privința sportului. Minimul sfat pe care pot să vi-l dau este să începeți să aveți grijă de voi. După o vârstă nu mai merge pur și simplu să faci foamea sau să te duci de câteva ori când îți aduci o aminte la sală. Este bine să ai mai multă grijă de tine și într-un final să ajungi să te iubești în oglindă, da? Pentru că din păcate mulți au problema asta. Problema cauzată de kilogramele în plus, de lipsa stării de bine. Eu sunt Dan Cruceru, staticul pe zona de online, Facebook, Instagram, YouTube, peste tot, chiar și TikTok. Așa, dacă vreți sfaturi de parenting sau mai degrabă dacă vreți să știți ce trebuie să-i fac cu ai mei copii, aruncați-mi ochii acolo. Dacă vă interesează produse de o calitate deosebită în privința îngrijirii copiilor, vorbim de copii mici, felucioare, gadget-ul, tot felul de nebunii. Accesați și taticul shop.ro, acela este un alt business pe care îl dețin. În rest, ce să vă zic, pace, să fiți bine, să fiți acolo, lângă copiii voștri, să aveți grijă de ei, să-i iubiți, pentru că ceea ce faceți voi cu ei astăzi se va vedea în caracterul lor peste. Mulțumesc, să vă fie tare de-a. În viață e important să avem repere sănătoase și să ne lăsăm inspirați de ele, iar pe Dan cu siguranță l-aș încadra în această categorie. Viața e o continuă luptă cu propriile limite pentru a evolua și a fi mai buni pe toate planurile, așa că sper că acest episod să vă fi trezit pofta de un lifestyle sănătos. Într-un final, nu uitați dacă v-a plăcut episodul să dați like, share, subscribe și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele informații pe care le postăm. Dacă aveți întrebări sau doriți să ne împărtășiți experiența voastră sportivă, puteți să o faceți sub formă de comentarii la acest episod. Dacă v-ați apucat de sport și aveți nevoie de puțină îndrumare, echipa IFI Studio este alături de voi pentru a vă îndeplini obiectivele printr-un plan personalizat de antrenamente și de nutriție. Același Franz de la IFI Studio, până data viitoare, stați flexați!